Continuând seria evenimentelor dedicate zilei de 24 ianuarie, Biblioteca Județeană a găzduit lansarea cărții Românii, Basarabia și Transnistria. Bună ziua, stimați invitați, onorați oaspeți! Continuăm seria evenimentelor dedicate actului de la 24 ianuarie 1859 și încheiem într-un mod apoteotic, zic eu, prin lansarea unei lucrări de excepție și anume Românii, Basarabia și Transnistria, lucrare scrisă de domnul general Ioan Popa și de doamna Luiza Popa, ambii nume de renume, zic eu, în domeniul acesta al istoriei. Este o lucrare foarte bine documentată, o lucrare cu un aparat critic deosebit. Lucrarea, conținutul lucrării va fi prezentat de către domnul George Coandă și de asemenea de către redactorul revistei Periscop, domnul Sulugiu. Unul dintre autorii acestei lucrări a mărturisit importanța acestei scrieri și a acestui moment în istoria României. Este vorba de o carte care nu vorbește numai de despărțire, vorbește de nevoia de unire și de românitatea părții răsăritene a neamului nostru. Deci este un unghi de vedere a unei uniri care trebuie să străbată secolele. Și, deci nu e vorba numai de un anumit moment. Iar despre românitatea, spunem, a românilor, folosesc o tautologie din răsărit, a trebuit vorbit tot timpul. Deci nu trebuie numai la ocazii. Întâmplător, e o ocazie fericită pentru mine ca autor al unor cărți despre o parte a României, o parte mai tristă, tragică a României, de a vorbi chiar într-un moment istoric măreț, care marchează prima unire semnificativă din devenirea României. Este vorba de unire, așa este, unire mică, dar foarte mare prin reverberații și prin urmări, unirea subcusă de la 1859. Moderatorul evenimentului a scos în evidență faptul că atât tinerii cât și cei trecuți de prima tinerețe au înțeles însemnătatea acestui moment. A fost un moment într-adevăr de emoție, un moment în care târgoviștenii tineri sau mai vârstnici au simțit nevoia să afle niște adevăruri despre, așa cum spuneam, o parte tragică a inimii noastre, partea din inimă încă înstrăinată, dincolo de fruntarile noastre spre răsărit. A fost o lecție de istorie bine meritată, pentru tineri mai ales, pe care domnul general Ioan Popa, de altfel și istoric, și sociolog, ca să spunem acum, printre altele, și ziarist, domnia sa face parte și din conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști în România, a oferit-o, o lecție pe care trebuie să o învățăm mereu, să învățăm adevărata lecție a poporului român.